Ce faci, Mitule? Pe unde mi umbli? Na ce, ți era dor de mine? Da, mi-era olaie. Ce faci, Andreea? Noi acasă. Unde? Primit o invitație la masă, înțelegi, dincolo, și a plecat cu prietena ei cea mai bună, Adela. Ce mă bucur. Ai, cum, și eu mă bucur. Cum, se descurcă, Mitule, înțelegi? Ei, se descurcă, așa mi-a zis. Am stat acolo și la mititica pentru ea. N-am închis un ochi de grija ei, dar se descurcă. Nu că n-am închis și de grija să nu sară infractoarele alea pe mine. Dar ea se descurcă. Înțelegi? Auzi, mănuț, că tu ești supărată că nu ești tu acolo la masă? Sau pentru că nu te bagă nimeni în seamă? Auzi, mănuțica, ia, hai. Te rog, curăță-și tu niște cartofi și facem cu ou, ca pe vremuri. Uite, am luat pâine. E caldă. Cartofiori prăjiți, da? Da. Cu ochiuri. Cu ochiuri. Acum să... Dreacu, se descurcă ea. Unde se descurcă? Las eu fata singură acolo? Fără mamă? Da, nu, că mă lasă fata în pașă. Bre, eu nu sunt aceea sclăvete și ea servită, da? Că rezolv eu. E greu să fii mamă. Să știi că am văzut ce urmărești. Ce vrei, mamă? Mama? Acum sunt măta. Dacă îmi dai lăsat să mă bage la pușcărie, nu eram măta. Ce tot zici, mă, tu acolo? Să știi că nu pot să uit. Și nici nu pot să iert. Pentru că m-ai trădat. De ce îmi spui tu mie toate astea acum? Pentru că tu vrei să te muți aceea. Singură. De-aia. Da. Într-o zi, casa asta o să fie a mea. Pentru tot ce mi-au făcut. Să nu te pui necurat, o să uiți iar de mine. Că nu vrei să lucrezi împotriva ta. Că mă știi în stare. Hai, mama, mai răbdare. Răbdare, dar sunt bătrână. Cât să mai am răbdare? Cu o viață am avut răbdare. Și până la urmă sunt singura de aceea care a plătit. Se pare că eu n-am plătit?